Autoritățile se așteaptă la un aflux mare de personal în spațiul public și pentru că Revelionul și Crăciunul se apropie, oamenii legii s-au pregătit pentru a le oferi constanțenilor sărbători în siguranță. Vor angrena în activitățile zilnice o medie de peste 225 de forțe, din care o medie zilnică de peste 170 de lucrători de ordine publică, peste 35 de poliție rutieră și 20 alte forțe. Vor fi utilizate o medie zilnică de peste 100 de mijloace, respectiv peste 85 de mijloace de ordine publică, 20 de poliție rutieră și 10 alte forțe. Pe linia siguranței rutiere vom analiza permanent în dinamică traficul rutier și vom organiza acțiuni punctuale pentru eliminarea factorilor de risc. Pregătiți sunt și jandarmii. Aceștia vor fi prezenți la toate manifestările cultural-artistice, religioase și sportive, care vor avea loc în municipiul și județul Constanța. Vom putea oricând răspunde cu un efectiv de 20 de jandarmi. Vom avea oricând 4 autospeciale, un microbus transport persoane, capacitate de transport 17 persoane și un autobuz cu capacitate de transport de 40 de persoane. Inspectoratul de jandarmi județean Constanța va angrena zilnic un efectiv mediu de 50 de jandarmi și un efectiv zilnic de 112 jandarmi pentru paza și protecția obiectivelor din competență cele 32. În serviciu vor fi peste 50 de lucrători din cadrul grupării de jandarmi care vor acționa pe următoarele linii operative. Menținerea ordinii publice în sistem integrat prin patrulele mixte sau independente împreună cu lucrătorii IPJ Constanța. Pompierii constanțeni au făcut până acum 86 de controle, dintre care 8 la spații comerciale de tip mall hipermarket și 78 de unități de alimentație publică. Au fost constatate 514 deficiențe și au fost aplicate 418 avertismente și 90 de amenzi de peste 700.000 de lei. La 18 locații s-a constatat că acestea funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Salvatorii vor fi la datorie și în perioada sărbătorilor de iarnă. Zilnic vor fi în tura de serviciu peste 200 de lucrători care vor fi în măsură să intervină dacă situația o va impune sau să coordoneze structurile de specialitate. La datorie vor fi și polițiștii de frontieră. Acționând în fiecare zi cu cel puțin 380 de polițiști și 70 de mijloace de mobilitate navală și terestră. Totodată vor fi executate acțiuni punctuale, cât și misiuni în sistem integrat cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Constanța. Și pentru că în această perioadă constanțenii care lucrează în străinătate se întorc acasă pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul în familie, la punctele de frontieră va fi suplimentat numărul de polițiști dacă situația o va impune. Vom crea fluxuri suplimentare de control în punctele de trecere a frontierei, atât pe sensul de intrare cât și pe sensul de ieșire, cu mențiunea că vom utiliza la o eficacitate maximă infrastructura existentă. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcția Silvică Constanța vor efectua în această perioadă controle pentru ca turiștii, dar și constanțenii, să aibă parte de sărbători în siguranță.